Salut, sunt Bux de la Mojo Yachting School și vreau să vă arăt nodul de foarfecă. În engleză denumirea lui este clove hitch. Nodul de foarfecă este destul de răspândit și pe la noi și pe, prin alte părți pentru legarea baloanelor. Nu vă recomand să legați baloanele cu acest nod pentru că nu rezistă bine la smuciri repetate. Folosiți în schimb round turn and two half hitches pe care îl puteți vedea într-un alt episod. Vreau să vă arăt și nodul ăsta pentru că e bine să știți despre el și mi se pare iar foarte interesant, este la baza stă la baza altor două noduri care sunt chiar mișto de tot. Bun, cum se realizează nodul de foarfecă? Se face o traversare. Vrem să legăm parâma asta scurtă de parâma asta într-un unghi de 90 de grade, să spunem. Facem o traversare, ne întoarcem pe dedesubt și mai facem încă o traversare, având grijă ca de data asta să fim încruciși, deci să trecem peste, așa, să se formeze un fel de X, o cruce aici. După care revenim în același sens și ne băgăm pe sub ultima buclă formată de ea însăși, de parâmă. Asta este structura. Sunt două, nici nu se pot numi noduri. Englezii fac foarte bine distinția între noduri, pe care le denumesc knot, și care înseamnă o structură care e de sine stătătoare. E o nodare a unei parâme care stă pe o parâmă și alte noduri care se numesc la ei hitch și de fapt nu sunt noduri, că în absența obiectului pe care obiectului suport, ele se desfac. Dacă am eliminat din ecuație această parâmă groasă, nodul ăsta n-ar exista. Bun, aceasta este structura nodului. El trebuie adus la oaltă, îl strângem din cele două capete și teoretic rezistă relativ ok la niște tracțiune. Nu e bun pentru zmuciri, încă o dată. Ce noduri foarte frumoase derivă din acest nod de foarfecă? Eu am vreo două așa favorite. În primul rând este nodul numit Rolling Hitch, un nod alunecător, nu știu cum, nu cred că are o traducere, eu n-am găsit o traducere în română eficientă. Rolling Hitch este un hitch care practic mușcă din parâmă și este unul din puținele noduri și cel mai ușor de realizat din această gamă de noduri puține, prin care se poate exercita o parâmă, o tracțiune longitudinală, în lungul parâmei, deci în loc să o legăm cu un nod oarecare și să tragem așa de parâmă, facem un nod, acest rolling hitch, cu care vom putea trage în lungul parâmei. Este un nod extrem de interesant și foarte util, mai ales la veliere, dacă, nu știu, ți se blochează școta de la foc pe cabestan, s-au făcut niște ture, s-au încălecat niște ture și e blocată din ambele părți. E un nod excelent pentru a detensiona un capăt al parâmei. Poate despre asta într-un episod următor. Haideți să vă arăt cum se realizează acest nod. Se pleacă ca și la nodul de foarfecă, cu o traversare așa un pic în unghi și acum, în loc să revenim înapoi în cruciș, în diagonală, peste nod, mai facem încă o traversare. Deci avem practic două traversări în același sens. Sensul acesta e important pentru că în această direcție vom exercita tracțiunea de-a lungul parâmei. Deci am făcut nu una, ci două traversări pe deasupra, după care continuăm și finalizăm nodul de foarfecă ca și cum ar fi fost o singură traversare, respectiv avem o trecere pe deasupra în cruciș, în diagonală, ne întoarcem pe dedesubt și ne băgăm pe sub el însuși. Aceasta este forma nodului Rolling Hitch. Are două bucle pe o parte și o singură buclă pe partea cealaltă. Îi aducem buclele la oaltă, îl strângem un pic. Și acum, în momentul ăsta, eu pot exercita în direcția unde am cele două bucle o tracțiune în lungul parâmei cu deosebit succes. Se blochează și practic se agață de parâmă. Eu acum atrag cât pot, mă ajută și colegii din studio, cu greutatea, nu se mișcă. Aparent, nodul ăsta este fixat aici, este nodat aici, dar nu e așa. În absența tracțiunii longitudinale, nodul ăsta se poate mișca cu mâna într-o parte și în alta. Vedeți? În momentul în care există această tracțiune, nodul a mușcat, s-a blocat.
în absența atracțiunii, el se poate deplasa foarte facil într-o parte și în alta. Așadar, dacă avem rezolvat această problemă a detensionării unei parâme, să presupunem că parâma asta e tensionată și într-un capăt și în celălalt, și vrem să detensionăm capul ăsta. Facem un nod aici, de regulă se recomandă, după ce se face un nod, să mai facem încă unul în amonte, vă arăt imediat, deci facem un nod de rolling hitch cu două ture și revenim, ne băgăm pe sub el. Ok. Și acum putem să tragem așa și pentru asigurare se mai poate face încă un nod la o distanță oarecare, același nod cu aceleași două ture într-o parte și în alta. Da? Nod pe care acum putem să-l ajustăm ca și să întindem această bucată de parâmă și acum putem fi siguri că tragem cu viața de aici și pe ăsta, capătul ăsta putem să-l punem, de exemplu, să-l trecem pe după un cabestan și să strângem la manivelă, strângând foarte puternic partea asta a parâmei, relaxând partea asta a parâmei. Da? Ok. Ăsta este nodul rolling hitch. Vă recomand să vi-l băgați în vocabularul de noduri și să-l repetați un pic ca să vă intre în vocabular, ca orice cuvânt nou. Pentru că nu puține sunt situațiile când nodul ăsta te poate salva inclusiv financiar de o mare gaură. Dacă tai o parâmă în situații critice în care, nu știu, barca se duce spre stânci și tu trebuie să rezolvi-o, să desfaci o parâmă care nu mai poate fi desfăcută, acest nod poate salva situația. Ok. Un alt nod interesant care derivă direct din nodul de foarfecă este așa zis un nod constrictor. Cred că se poate folosi același termen și în română. Cum se realizează nodul ăsta? Se începe ca la nodul de foarfecă, cu o traversare ușor în unghi, apoi cu o traversare în diagonală, pe deasupra, în cruciș, să se formeze X-ul ăsta, și apoi revenim și în loc să ne băgăm pe sub bucla lui ultimă și să realizăm un nod de foarfecă convențional, vom intra tot pe sub bucla asta, dar trecând pe sub capătul lung, cu totul. Deci trebuie să trecem pe sub practic X-ul ăsta format de cele două traversări. Da? Și în final tot sub bucla inițială ajungem, doar că în felul ăsta. Da? Este foarte important ca această ultimă traversare să se situeze deasupra nodului. De ce? Pentru că, practic, ăsta este doar o simplă jumătate de nod. Vedeți? Ăsta este o jumătate de nod cu coada ei venind pe deasupra. Este exact ca atunci când ne legăm șireturile și vrem să facem o jumătate de nod și înainte de a noda și buclele, ținem un deget acolo pe jumătatea de nod ca să nu se desfacă. Rolul acestui deget este preluat de coada asta a nodului, care fiind parte din ea însăși, cu cât strâng mai tare nodul, cu atât și degetul va apăsa mai tare. Și anume se va autobloca. Deci pe măsură ce exercită o tensiune mai mare, nodul ăsta se strânge singur și se apasă singur peste el însuși. Ceea ce mi se pare o idee absolut genială prin simplitate și prin eficiență. Acum, ca nodul ăsta să funcționeze, e necesar ca suportul, obiectul peste care e nodat, fie parâmă, fie un băț, un baston, să fie relativ rotund. Nu prea funcționează bine nodul ăsta pe suprafețe cu secțiune pătrată sau paralelă. Și trebuie să avem grijă ca această traversare să apese exact pe jumătatea de nod de dedesubt. Dacă e într-o parte, nodul nu mai funcționează bine. Trebuie să fie peste jumătatea de nod. Iarăși o mențiune demnă de făcut aici este că nodul ăsta nu se mai desface, nu prea se mai poate desface, dar este un nod foarte util în cazul în care, nu știu, vrem să facem niște construcții temporare, gen adăposturi, sau să legăm două lemne așa în cruciș unul de altul, cu acest nod
facem o plută, să scăpăm de pe insulă pustie și așa mai departe. Cu acest nod, făcut într-o manieră foarte simplă, se leagă două structuri destul de zdravă. Cam asta este cu nodul de foarfecă și cu derivațiile lui, care sunt mai interesante decât nodul de foarfecă. Încă o dată revin cu sfatul, nu folosiți nodul de foarfecă în varianta lui simplă pentru legarea baloanelor pe barcă. Dacă vreți să-l folosiți și sunteți atașați de nodul ăsta, mai faceți la final încă o jumătate de nod, o asigurare suplimentară, orice fel de nod vă vine în cap, dar nu lăsați singur balonul atârnat în nodul de foarfecă pentru că riscați să-l pierdeți. Vă spun din experiență. Cam atât pentru nodul ăsta de foarfecă. Ne vedem data viitoare la următoarele noduri.